În zilele de mini-vacanță, unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște a fost luată cu asalt de petrecăreții care au făcut exces, ba de băutură, ba de mâncare și au avut nevoie de îngrijire medicală. Astfel, în cele 4 zile, medicii de la urgență au tratat sute de persoane care consumaseră în exces preparate din carne pregătite la grătar, lucru care, pe lângă disconfortul creat, a agravat anumite boli cronice de care aceștia sufereau. În intervalul 1 mai ora 0, 4 mai ora 24, au fost 678 de prezentări la departamentul de urgență, iar ca structură a patologiei au predominat afecțiunile neurologice, respectiv accidente vasculare cerebrale, traumatisme craniocerebrale minore, unele prin agresiune, afecțiunile cardiologice, mai ales edemele pulmonare acute și tulburările de ritm cardiac. Nu au lipsit problemele provocate de gradele prea mari din pahare, întrucât românii sunt obișnuiți să bea fără măsură de sărbători. Astfel, specialiștii au trebuit să scoată din mrejele alcoolului 10 de dâmbovițeni. Se pare că nici de această dată oamenii nu au ținut cont deloc de recomandările medicilor și au mâncat presăturate preparate tradiționale. Micii, cârnăciorii și prăjiturile bine siropate au fost de nelipsit. În urma festinului, mulți dintre ei au ajuns direct pe paturile de spital. Afecțiuni care țin de medicina internă, de tipul colicilor abdominale, biliare și renale. Chiar dacă am depășit perioada meselor copioase, specialiștii ne recomandă să folosim pentru alimentație cât mai mult din legumele pe care ni le aduce primăvara, să mâncăm cu moderație și să trecem la un program intens de exerciții fizice.